Mă bucur din toată inima să-i spun din nou bun venit lui Cătălin în mijlocul bisericii. Ne cunoaștem de 20 de ani, cred că. De când eram studenți. Studenți. Eram din 91. Tu ai zis un an mai devreme. 21 sau 2 ani? 91. Băiați, ați început în 90 și noi am început în 91. Deci, 22 de ani. 22 de ani. 22-23. 22. Departamentul de tineret te-au invitat, l-au invitat să fie cu noi săptămâna aceasta. Nu mai lucrez la tineret de vreo 4 ani. Acum lucrez la familie și la educație, dar cred că mi-a mai rămas ceva de la tineret. Am văzut cu indianul. Ceea ce știu foarte bine că Cătălin a mers în Africa, fie mergea înaintea mea, fie după mine. Da, niciodată nu ne-am nimerit împreună pentru mulți ani, cred că vor 5-6 ani de zile. Merg în Africa din 2008. Insomma, am mers un pic mai din 2006. Però, oricum, ai în experiența aceasta. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc și pentru invitație. Mulțumesc, am văzut ce ați făcut acolo. Eu nu mă duc să construiesc în Africa, las pe alții să construiască, care se pricep. Dar am văzut ce ați făcut ultima dată când am fost, adică în vară, am văzut dormitorul. Acolo scrie clar că este făcut de donația ADRA Italia și știu de la Sorin că unii dintre dumneavoastră au mers acolo în câteva rânduri ca să ajute. Ați terminat în spate? Acolo n-am fost, o să merg la vară să văd. Da, eu de obicei mă duc vara, în concediu mă duc acolo. Colaborăm cu Sorin pentru școală și acum avem un alt proiect început acolo, memorarea cărților Noului Testament în limba lozii. Este un alt proiect pe care l-am început împreună cu biserica locală. Mă bucur că pot să fiu împreună cu dumneavoastră. N-am fost niciodată la Roma, am fost la Milano, dar la Roma n-am ajuns. E prima dată când sunt la dumneavoastră. Și mă bucur să vă cunosc. Trebuie să mărturisesc că sunt puține persoane pe care să le cunosc în biserica dumneavoastră. Probabil că vin din alte zone ale țării decât cea în care am activat eu, și anume conferința Muntenia. Probabil că veniți din Oltenia, sau din Moldova, sau din Banat, sau cele două Transilvanii. Două sau trei persoane le-am recunoscut ca fiind din Muntenia, pe restul chiar trebuie să mărturisesc că nu v-am văzut niciodată în viața mea. Am gândit ce să predic în această ocazie și... Sunt conștient că ceea ce o să spun în această dimineață o să fie șocant. Aseară am spus un lucru șocant și o soră m-a așteptat dimineață și mi-a spus: frate, m-ați șocat pe aseară când a spus asta. După aia, la final, însă, lucrurile au fost foarte bune. Dar inițial a fost un mic șoc pentru mine să vă aud spunând lucrul acesta. Sunt convins că ceea ce voi spune în această ocazie va fi un pic șocant. Dar este în Biblie, iar eu n-am cum să nu spun. Hai să începem așa. Vă rog frumos, gândiți-vă fiecare la o ocazie. Gândiți-vă fiecare la o ocazie în care ați fost mințiți sau înșelați, trași pe sfoară. N-aveți nevoie de prea mult timp să vă gândiți la asta, nu? Minciuna și înșelătoria sunt la ordinea zilei, da? Imediat ne vine în minte asta. Spune, gândește-te, imediat îți vine. Poate că unii chiar în dimineața asta ați fost trași pe sfoară. Poate că alții ieri ați fost trași pe sfoară. Dar este foarte clar că evenimente de genul acesta nu sunt o raritate. Acum, dacă ați identificat un astfel de moment, când cineva v-a tras pe sfoară, aș vrea să vă gândiți la ce reacție ați avut față de evenimentul acesta. Ce ați făcut? Ce ați gândit? Sau ce ați vrea să faceți? Fratele spune, tras sfoara de partea ta. Gândiți-vă! Ce ați făcut? Ce vreți? Poate că n-ați făcut, doar plănuiți. Cum ar trebui tratat un înșelător, un mincinos? Cum l-ați tratat? Cum este normal să-l tratați? Cum? Cu pedeapsă. Deschideți, țineți minte asta, cu pedeapsă, spune fratele. Iar fratele Bădica spune că... Nu, așa vă cheamă. Am ținut minte. Nu-l cunoșteam pe fratele, doar că s-a recomandat dimineața și am băgat la memorie. Fratele spunea: domne, dacă cineva mă trage pe sfoară, atunci mi se pare absolut normal ca și eu să-l trag pe sfoară. E ca în armată.
Se spânzură dacă se poate, nu? Depinde. Unii dintre noi avem o atitudine așa de radicală față de minciună și de înșelătorie, încât putem ajunge, așa cum spune fratele pastor, chiar și la al spânzura. Deschideți, vă rog, Biblia în Iosua, la capitolul 10, versetul 12 până la versetul 15. E un pasaj de la care vreau să plec toate cu gândurile din această dimineață. Este un lucru șocant pe care vi-l voi spune și s-ar putea ca la ieșire, când vă voi saluta, unii dintre noastre să aveți comentarii și să spuneți nu, este prea de tot. Nu poate să fie adevărat. Dar eu cred că este adevărat pentru că este scris aici în Biblie. Iosua de la versetul 12 din capitolul 10. Atunci Iosua a vorbit Domnului în ziua când a dat Domnul pe amoriți în mâinile copiilor lui Israel și a zis în fața lui Israel: oprește-te, soare, asupra Gabaonului și tu, lună, asupra văii Aialonului. Și soarele s-a oprit și luna și-a întrerupt mersul, până ce poporul și-a răzbunat pe vrăjmașii lui. Lucrul acesta nu este scris oare în cartea dreptului? Și acum uitați-vă. Soarele s-a oprit în mijlocul cerului și nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă. N-a mai fost nici o zi ca aceea înainte, nici după aceea, când Domnul să fie ascultat glasul unui om, căci Domnul lupta pentru Israel. Și Iosua și tot Israelul împreună cu el s-a întors în tabără la Gilgal. E uimitor să faci o astfel de rugăciune și Domnul să zică perfect, soarele se oprește. De fapt, nu cred că soarele s-a oprit, pentru că soarele nu se învârte. Pământul, probabil că Dumnezeu a făcut ceva, nu știu ce. Cum a putut Dumnezeu să oprească mișcarea de rotație a Pământului? Nu? Dacă Pământul s-ar roti doar cu un kilometru mai puțin decât viteza lui, noi am zburat de pe el. Dacă s-ar roti cu un kilometru mai mult decât o face, am avea reale probleme de sănătate. Cum a făcut Dumnezeu? Habar n-am. Să nu mă cereți să vă clarific asta, că nu știu. Nu mi-a descoperit asta nimeni până acum. Ce știu însă este că ziua aceea a fost cu totul și cu totul special. Că Dumnezeu a făcut în așa fel încât 24 de ore să se facă 48 de ore. Uneori am vrea chestia asta, 48 de ore. Cum ar fi dacă am avea 48 de ore pentru treburile noastre? Nu? Probabil că am reușit să ducem multe, multe lucruri la bun sfârșit. Numai că întrebarea vine, întrebarea pe care vreau să o pun este următoarea. Știți în ce context a făcut Dumnezeu miracolul ăsta? În ce context? Bun, fratele pastor spune bătălia de la Gabaon, dar este numai jumătate din răspuns. Bătălia de la Gabaon, dar ce e acolo? Fraților, ia duceți-vă în capitolul 9 din Iosua, versetul 3. Locuitorii din Gabaon, de partea lor, când au auzit ce făcuse Iosua Ierihonului și cetății Ai, au întrebuințat un vicleșug și au pornit la drum cu merinde pentru călătorie. Au luat niște saci vechi pe măgarii lor și niște burdufuri vechi pentru vin rupte și cârpite. În picioare purtau încălțăminte veche și cârpite. Erau îmbrăcați cu niște haine vechi pe ei, iar toată pâinea pe care o aveau pentru hrană era uscată și mucegăise. Și știți pasajul? Că vin la evrei și spun: oameni buni, noi venim dintr-o țară depărtată. De unde? De acolo, din țara noastră, noi am auzit de toate minunile pe care le face Dumnezeu pentru voi. Și vrem să facem un lucru. Vrem să facem legământ cu voi. Vrem să fie pace între noi. Și știți ce le spun? Ia uitați-vă. La un moment dat, Iosua spune, îi întreabă versetul 7. Versetul 7. Iosua îi întreabă: știți, văd că pâinea voastră este mucegăită, văd că hainele voastre sunt rupte, văd că sandalele voastre sunt cârpite. Aveți toate evidențele că dreptatea este de partea voastră, dar mai am o întrebare, mai am o nelămurire. Dacă cumva locuiți în mijlocul nostru, dacă sunteți aici între noi și ne duceți în eroare, noi nu avem voie să facem legământ cu locuitorii acestei țări. Dacă sunteți de aici. Și ce spun gabaoniții? Uitați-vă, de la versetul 8 spun: noi suntem robii tăi. Și reiau aceeași poveste. Bătrânii din cetatea noastră ne-au trimis. Uitați-vă, pâinea era proaspătă când am plecat.
vinul era nou, hainele erau noi, dar atât de mare este distanța între noi și voi, încât toate lucrurile s-au perimat. Nu suntem din mijlocul vostru, cu alte cuvinte. Și știți ce fac Iosua? Versetul 15 spune că Iosua a făcut pace cu ei și a încheiat un legământ prin care trebuia, vreau să vă uitați la legământ, prin care trebuia să-i lase cu viață. Și căpetenile adunării le-au jurat lucrul acesta. Știți că a fost un vicleșug. Și uitați-vă la condițiile legământului. Doar să-i lase cu viață. Atât. Și versetul următor începe să relateze lucrarea șocantă și fantastică a lui Dumnezeu. Versetul următor spune că la 3 zile evreii s-au dus și i-au găsit locuind în mijlocul lor. Ce ați fi făcut dacă ar fi fost lucrul ăsta? Adică dacă stai de vorbă cu omul și spui, nu e așa că... Și omul spune, nu, te înșeli! Gândiți-vă așa, ce atitudine să ai față de un om care te minte în față. Nu doar că, știu eu, profită de naivitatea, de lipsa ta de informație cu privire la un aspect. Dar când tu îl întrebi, spune-mi, e așa sau nu e așa? Și el îți spune și te minte în față. Ce faci? Ce faci? Oameni buni, aici nu este vorba de o, cum să spun eu, o minciună prin omisiune. Aici este vorba de o minciună sfruntată și directă. Dacă Iosua îl întreabă, ești din mijlocul nostru? Și ăștia spun, nu, nu suntem din mijlocul vostru. Ce minciună mai clară și mai directă decât asta? În 99 sau 2000 mi-am luat o mașină. Am luat-o de la un frate baptist. Era un Peugeot 405, mașină foarte frumoasă, foarte bună. Când m-am dus la el acasă și am văzut-o, mi-a plăcut mașina și când am inspectat-o, m-am uitat înăuntru, na, cum faci când iei o mașină, nu? Sau o casă, te uiți, miroși, o pipă, o încerci. Când am intrat în mașină și a pus contactul la mașină, 94,2. Ăsta era de Vocea Speranței. Și am zis, n-ați ascultat Radio Vocea Speranței? Da! Păi și eu ascult Vocea Speranței. Și am zis, eu sunt pastor adventist. Și el mi-a zis, și eu sunt baptist. Pacea Domnului, frate. Oh. Când te vezi cu frații și cu surorile, chiar dacă nu sunt adventiști, dar sunt frații și surorile tale, nu? Am zis, super! Frate, uite, vreau să iau mașina asta, să o folosesc pentru Domnul, să alerg, să fac vizite. Ce face un pastor? Nu mă duc cu ea la furat, nu mă duc cu ea la femei, nu. Fac lucruri serioase cu ea. O, să te binecuvinteze, Domnul. Ok. Mi-a zis care-i prețul? Era ceva mai mare decât aveam eu. Am mai cedat el din preț la un moment dat și am luat mașină. În ziua în care am luat-o, am avut o mormântare. Eram în București, aveam district în București și a trebuit să mă duc tocmai undeva în Telorman. Sora care murise avea rădăcinile în Telorman și o mormântaseră acolo. Și m-am dus în Telorman cu mașina cea nouă, deși era second hand, așa. M-am dus la mormântare, m-am întors noaptea și seara sun pe un prieten. Și spun, uite, mi-am luat mașină. Wow, super! Ăsta lucra la RAR. Și zice, vin o să văd și eu. Și am zis, cum să nu? Mândru de achiziție, cum să nu? Și m-am dus cu ea dimineață, a doua zi dimineață, la prima oră, la 7 dimineața, înainte să plece la muncă, eram cu mașina în fața apartamentului. El se uită la ea, nu știu ce, și zice, am o veste proastă pentru tine. Care e vestea proastă? Mașina asta e măsluită. E măsluită, nu e regulă, nu e curată. Panoul ăla pe care este seria de șasiu a mașinii, ok? Seria de caroserie a mașinii. Panoul ăla este, zice, ăsta este sudat. Ăsta a fost luat de pe o altă mașină și pus pe mașina asta. A căzut cerul pe mine. A zis, vorbești serios.
ești sigur că nu te înșeli? Și a zis, asta fac la rar toată ziua. Mă uit după mașini, mânărite, lucrate. Dacă te duci cu ea la rar, dacă vii cu ea la noi, la oficial, nu mai pleci cu mașina, pleci pe jos. Wow! Și a zis, cum mai sunt prietenul tău? De ce nu m-ai sunat să vin să văd? Și a zis, am avut o mormântare ieri, era important, mai importantă mormântarea decât să vin cu ea la tine. Am zis, la mormântare, asta e. Și l-am sunat pe om. L-am sunat pe om și i-am zis, uite, am un prieten care lucrează la RAR. Și mi-a spus că mașina asta este lucrată. Nu știu dacă ai făcut-o dumneata. Nici nu știu, poate că și mă ai luat-o de la altul așa. Habar n-am. Dar uite, eu zic că cel mai bine să încheiem afacerea, că suntem frați. E în felul următor. Eu ți-aduc mașina și matale îmi dai cu 500 de dolari mai puțin. Cu 500 de dolari mai puțin. Pentru că ți-am produs deranjul ăsta. Îmi dai, doar cu, îmi dai cu 500, nu aceiași bani, doar cu 500 de dolari mai puțin. Eu zic că i-am propus o afacere. El rămânea și cu banii și cu mașina. O mai putea vinde de câteva ori și scotea banii. Nu. În fine, cert este că omul n-a vrut. A zis, eu sunt creștin, eu nu mint. Așa că a rămas și cu banii și cu mașina. Am scos cu greu mașina de la el. Mașina era, am ajuns până la șeful RAR-ului, tot neoficial, care mi-a spus exact același lucru. Nu m-am văzut, nu te-am văzut, nu m-ai văzut. Nu ne știm. Mașina asta nu e în regulă. Ar trebui, după lege, să ți-o opresc. Dar pentru că ai venit pe filiera care trebuie, nu ne-am văzut, nu ne cunoaștem, ieși, du-te și fă ce vrei cu ea. Ce ați fi făcut? Ce faci când cineva te minte și pierzi? Ce faci? Cum reacționezi? Ce faci când îl întrebi pe om și îi spui, măi, e totul așa? Și el îți spune, da, și după aia constați că a fost o minciună gogonată, spun românii, da, o minciună mare de tot. De aici începe partea ciudată a lui Dumnezeu. Știți ce spun versetul 18? Spune așa, după ce evreii i-au descoperit pe gabaoniți care locuiau în mijlocul lor, versetul 18 spune, dar nu i-au bătut. Nu i-au bătut, pentru că, ce? Fruntașii adunării le juraseră pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, că îi vor lăsa cu viață. Wow! Deci nu le fac nimic! Nu le spun, păi nenorociților, tot angajamentul nostru se bazează pe o fraudă, pe o minciună. V-am întrebat? De ce ne-ați mințit? De ce nu ne-ați spus adevărul? Nu meritați! Sunteți niște nenorociți! Acesta este un argument în plus că trebuie să vă facem felul, că trebuie să vă distrugem. Nu! Pasajul spune că evreii nu le-au făcut nimic. I-au lăsat în viață. Oh, da! Asta ar fi doar uman. Dacă doar aici s-ar opri pasajul, ar fi uman. Oamenii pot să treacă peste înșelătorii. Pot să se vadă, să se facă, să se comporte ca și când nu s-ar fi întâmplat ceva. Dar știți ce găsesc? Găsesc că la versetul 23 din capitolul 9 găsesc că evreii și Dumnezeu merge mai departe. Ce fac evreii cu gabaoniții? Ziceți. Îi fac rob, da, sigur. Ha, ce ne place chestia asta. Vai, ce îmi place. I-a făcut rob, ce meritau, frate. Robia uneori e mai rea decât să-i omoare. Uite, vezi că i-a pedepsit. I-a pus în robie. Ah, asta place firii mele. Nu? De-aia citiți cu atenție. Unde i-au pus robi? Ca aia, nu mai citim. Unde i-au pus robi? Nici șocant. Deci ei pe mincinoșii ăștia, ei pe ăștia care umblă cu cioara vopsită, mă înțelegeți? Nu poți să ai niciun credere în ei, nu? Și îi pui robi? Unde? Măi, fraților, dacă îi punea să le care lemne, să le curețe coșurile la case, să le care gunoiul din casă, dar să iei și să îi pui robi la templu? Wow! Câți evrei aveau voie să se apropie de sanctuarul lui Dumnezeu? Hă?
Preoții? Leviții? Și restul? Restul se uitau. Vă dați seama de ce evreii iau pe nenorociți și pe mincinoși ăștia și îi pun robi la casa lui Dumnezeu? Ei da, asta nu e de pe pământ. Acolo unde nu intrau toți evreii, îi pun pe gabaoniți. Deci evreii care aveau și erau din poporul lui Dumnezeu, n-aveau acces acolo unde aveau ăștia care nu erau din poporul lui Dumnezeu și mai erau și mincinoși pe deasupra. Da? Cam cum ar fi să te mintă cineva și să-l pedepsești? Să-l pedepsești în felul ăsta. Nu să-i tragi foarte. Să-i iei covorul de sub picioare. Ci să-l pedepsești onorându-l. Punându-l într-o postură în care nu pui pe oricine. Dacă s-ar termina aici, ar fi acceptabil. De aceea citiți la versetul 10. La versetul 1 din capitolul 10. La versetul 1 din capitolul 10 se spune că atunci când ceilalți cananiți au văzut ce au făcut gabaoniții, care nu erau niște, gândiți-vă că ăștia nu erau niște fătălăi, erau niște oameni în toată firea și niște războinici. Când au auzit ceilalții, atât de războinici erau, încât când au auzit ceilalți gabaoniți, se spune că Adonițedec, împăratul Ierusalimului, a luat pe Holam, împăratul Hebronului, versetul 3, pe Piream, împăratul Iarmutului, Iafia, împăratul Lachisului, și Debir, împăratul Eglonului. Dacă nu mă înșel, sunt 1, 2, 3, 4, 5 împărați. Deci ăștia fac o coaliție de 5 ca să-i badă pe gabaoniți ăștia care au mințit. Vă dați seama cam ce forță aveau ăștia? Că nu s-au dus câte unul ăștia. S-au dus 5, au zis, bă, ăștia sunt atât de tari încât ne trebuie să ne unim forțele ca să-i batem pe ăștia. Și spune pasajul că cei 5 împărați au venit să se bată cu ei. Și ce au făcut gabaoniți? Ce au făcut gabaoniți? Versetul 6. Oamenii din Gabaon au trimis să-i spună lui Iosua în tabără la Gilgal. Nu părăsi pe robii tăi! Suie-te la noi în grabă! Izbăvește-ne! Dă-ne ajutor, căci toți împărații amoriților care locuiesc pe munte s-au strâns împotriva noastră! Wow! Dacă era un adventist aici, știți ce ar fi zis? Dreptatea Domnului! M-ar fi zis așa? Eu așa aș fi zis. Și probabil că mulți dintre noastre. Domne, ne-au mințit, noi le-am arătat că suntem giorno, nu? Am zis bine? Suntem de treabă. Noi suntem în regulă. Că suntem paroliști, că ne ținem cuvântul. Domnul le face cum merită. Băieți, aduceți mâncarea să ne uităm cum să bat și cum îi facă ea harcea-parcea. În sfârșit Dumnezeu va fi răzbunat. Eu așa aș fi gândit. Ce fac evrei? Evrei? Știți cum era jurământul? De asta v-am rugat să vă... Cum promiseseră? Îi promiseseră să-i lase în viață. Le promisese cineva că îi va apăra? Absolut deloc. Fraților, noi v-am promis că vă lăsăm în piață. Dacă ăștia au probleme cu voi, descurcați-vă cu ei. Dacă mai scăpați, noi nu vă omorăm. Descurcați-vă cu ei. Nu-i treaba noastră. Nu v-am promis așa ceva. Auzi, să ne luăm noi soldații, să-i ducem să se bată cu ăștia, să-i omoare pe oamenii noștri, ca să ce? Să aperi niște mincinoși? Să aperi niște duplicitari? Nu, frații, păi, dar chiar aveți tupeu. Dacă aveți curajul să veniți să ne cereți asta. Dar eu găsesc că oamenii aceștia, evreii, își pun tot poporul la bătaie și spun ei sunt ai noștri, le-am promis, ne-au mințit, dar noi ne ducem să ne războim. Și nu este suficient. Că asta e tot uman. Dacă vă uitați la versetul 10, 8, da, de la 8 începe istoria. Spune așa, Domnul i-a zis lui Iosua, nu te teme,
căci dau mâinile tale și niciunul din ei nu va putea să stea împotriva ta. Și versetul 10. Domnul i-a pus în învărmășeală dinaintea lui Israel. Cine? Domnul! Deci Domnul face una dintre cele mai mari minuni în Biblie ca să apere niște mincinoși. Pentru că după aceea este pasajul pe care l-am citit. Domnul face o minune fantastică pentru ca să apere niște mincinoși. Și dacă vă uitați cu atenție în Biblie, veți remarca un lucru. Că atât de puternic a fost cuvântul ăla dat de evrei și obținut de gabaoniți prin înșelăciune, încât în momentul în care Saul s-a atins de gabaoniți, scrie asta în Samuel, Domnul i-a pedepsit pe evrei. Acesta este Dumnezeul pe care îl găsesc eu în Biblie. Frații mei, noi suntem creștini. Semănăm cu El? Semănăm cu El? Un Dumnezeu care face minuni ca să apere niște nenorociți? Care vine în ajutorul unor mincinoși? Este dincolo de puterile mele. Dar știți ce știu? Că într-o zi Dumnezeu se va uita la noi și va spune, voi cum v-ați purtat? N-avem cum să nu fim trași pe sfoară pe pământul ăsta. E clar că suntem mințiți. Faceți afaceri, lucrați, vă înțelegeți cu un preț, vi se dă alt preț, vi se socotesc orele, ce faceți? Comentați? De-abia așteptați să vă pice în mână? Să vă răzbunați? Pentru ce suntem cunoscuți în lumea asta? Pentru faptul că nu uităm nimic, că avem memorii de elefant și nu iertăm nimic? Și că suntem oamenii dreptății? Sau pentru faptul că suntem toleranți? Că venim în sprijinul acelora care ne fac rău? Făcându-le nu orice fel de bine, ci cel mai mare bine de care noi suntem în stare. Putem veni la biserică, putem cânta, putem predica. Frații mei, dacă n-am învățat, asta e una din lecțiile pe care trebuie să le învățăm. Dar dacă n-am învățat să ne purtăm așa cum se poartă Dumnezeu, cu noi sau cu cei greșiți, venirea noastră la biserică este zadarnică. Am rămas uimit când am găsit toată explicația asta. Știam povestea de când eram mic, întâmplarea asta o știam de când eram mic. Dar când am găsit că întâmplarea asta este, a avut loc doar pentru că Dumnezeu a vrut să apere niște nenorociți, niște mincinoși ordinari, am rămas cu gura căscată. Pentru că eu sunt un om bun și probabil că și dumneavoastră sunteți la fel de buni. Dar să vă ferească Dumnezeu să mă mințiți, să mă trageți pe sfoară. Și probabil că și pe dumneavoastră, și dumneavoastră sunteți la fel. Să vii în ajutorul și să faci bine acelora care s-au uitat în ochii tăi și zâmbind ți-au spus o minciună. Și ai avut de pătimit din cauza asta, ai avut de pierdut. Ai avut de suferit din cauza asta, pentru că cineva a mințit atât de bine, a disimulat atât de bine, încât te-a putut privi în ochi și deși l-ai încercat să vezi prin el, nu ți-ai dat seama. Când îți pică omul ăsta în mână, să-i faci bine ca celui mai mare prieten al tău, ca celui mai de încredere om, aceasta este emblema cerului. Și numai Dumnezeu ne poate da. Noi nu putem. Noi nu putem face. Nu este în puterea noastră să avem comportamentul acesta. Doar Dumnezeu este singurul care poate să pună această marcă pe fiecare dintre noi. Mă simt bine când mă gândesc la un astfel de Dumnezeu, că uneori mint. Și mă gândesc că ori de câte ori mint, Dumnezeu nu stă în ceruri cu o biciușcă să-mi tragă una în cap, să-mi facă un cucui. Păcătosule, iar ai comis-o.
Mă gândesc cu liniște când știu că în ciuda minciunilor pe care le spun uneori, Dumnezeu rămâne așa de prietenos și așa de deschis față de mine. Îmi dă liniște. Uneori mint de frică. Uneori mint pentru că minciuna vine mai repede decât adevărul. Mă înțelegeți? Dar nu este suficient doar să am imaginea aceasta unui Dumnezeu care mi este favorabil și este de partea mea. Eu cred că dacă venim aici sabat de sabat și ne numim copiii lui Dumnezeu, atunci ar trebui să ne purtăm unii cu alții, așa cum se poartă Dumnezeu cu noi. Dacă există în biserica asta persoane care v-au înșelat, dacă există în biserica asta oameni care v-au tras pe sfoară, rugați-vă Domnului să vi dea în mână ca să vă răzbunați folosind răzbunarea lui Dumnezeu. Dacă există în lume persoane care au profitat de pe urma naivității, a bunăvoinței, a lipsei dumneavoastră de informație, mai ales că trăiți în această țară străină cu legi pe care nu le știți sau nu le cunoașteți sau nu le înțelegeți, dacă există astfel de persoane, rugați-vă lui Dumnezeu să vi le dea într-o zi în mână ca să vă purtați așa cum s-ar purta Dumnezeu în locul dumneavoastră. Pentru că știți ce cred? Puteți să ieșiți pe stradă astăzi și să dați cărți. Puteți să dați pliante. Puteți să proiectați predici. Niciuna dintre ele nu va avea același impact ca cel pe care îl va crea acest comportament din partea mea și a fiecăruia dintre dumneavoastră. Când tu știi că ai mințit și omul ăla te atrează ca și când n-ai fi mințit niciodată, când tu știi că ai înșelat și omul ăla investește atât de multă încredere în tine, asta nu e de pe pământ. Asta e din altă împărăție. Și oamenii încep să-și pună întrebări. Cred că fiecare ocazie în care sunteți mințiți, în care sunteți înșelați, în care sunteți trași pe sfoară, n-ar trebui să vă întrebați de ce, Doamne? Aveți deja răspuns. Pentru că omul acela care vă minte, omul acela care vă înșeală, acela care profită de bunăvoința, naivitatea sau amabilitatea dumneavoastră, omul acela are nevoie de o mărturie creștină. Și singura mărturie creștină o puteți da doar dumneavoastră. Purtându-vă cu el, așa cum s-a purtat Dumnezeu, cu gabaoniți. Îmi doresc și vă doresc fiecăruia dintre dumneavoastră ca Dumnezeu să schimbe sufletele noastre. Pentru că noi nu suntem așa. Dacă doar mi se pare că m-ați înșelat, să vă ferească Sfântul să-mi ieșiți în față. Dar dacă am și convingerea că m-ați înșelat, atunci am eu ac de cojocul dumneavoastră. Dar singurul ac pe care îl găsesc în Biblie este acela de a rămâne în continuare deschis, de a rămâne în continuare amabil și de ce nu? De a veni în ajutorul, de a veghea la binele celui care te-a înșelat. Nu vă gândiți la alții. Nu faceți greșeala asta, pentru că asta e satanică. Puteți să stați în scaune, să mă ascultați, să ziceți, sunt de acord cu chestia asta, că să fim buni, dar și vă gândiți, ia uite pe cutare, și pe cutare, și pe cutare. Mă înțelegeți? Nu vă gândiți la alții, gândiți-vă la dumneavoastră. Nu cu tare și cu tare ar trebui să fie așa, ci eu trebuie să fiu așa. Și știu că nu sunt. Și tocmai de aceea avem nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în viețile noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne schimbe după chipul și asemănarea Lui. În așa fel încât atunci când ieșim pe stradă, deși suntem oameni obișnuiți și normali, să ducem cu noi o mărturie care nu este de pe pământul acesta, ci din împărăția cerurilor. Dumnezeu să ne ajute pe toți să devenim astfel de copii ai Lui. Amin.